Vulpile și urșii au ajuns să fie parte din peisajele județului. Aceste animale apar pe drum și nu se sperie de mașini sau turiști. Urșii intră în gospodării și dau iama în animalele localnicilor, iar vulpile au ajuns până în fața primăriei Câmpulung. Pe drumul spre cabana Voina, vulpile merg pe stradă fără să se sfiască de autoturisme sau de trecători. Ba mai mult, acestea vin pe lângă ei. Un astfel de exemplar a fost filmat zilele trecute în zona barajului Râușor. Nu e jicărită, mă rog. Ești frumoasă fată. Mănâncă lipia de la taurmă, cred că miroase a carne sau ceva. Ia s-a apropiat de noi. Vulpile par inofensive, dar sunt purtătoare de boli și pot fi extrem de periculoase. Autoritățile vă îndeamnă să nu vă apropiați de ele pentru a le fotografia și să nu încercați să le hrăniți.